Proiectul Legii 5G a intrat în dezbaterea Parlamentului în regim de urgență, însă sunt voști care spun că proiectul nu are cea mai fericită formă. Proiectul a fi ajuns în Parlament fără respectarea cerințelor europene. Conform prevederilor europene referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale, România ar fi trebuit să informeze Comisia Europeană cu privire la proiectul de lege 5G. Acesta a fost însă adoptat recent de guvern și a intrat în dezbaterea Parlamentului în procedură de urgență, fără să existe nicio confirmare că forurile europene ar fi fost informate. Spre deosebire de noi, țări precum Germania, Franța, Austria, Finlanda, Belgia și Estonia au trimis deja către Comisia Europeană notificări în baza directivei pe marginea diferitelor inițiative de reglementare 5G. Iar în cazul în care legea 5G va fi adoptată fără urmarea cerințelor directivei, există riscul demarării de către Comisia Europeană a procedurii de neîndeplinire a obligațiilor europene și s-ar putea ajunge până la sesizarea Curții Europene de Justiție. Scopul directivei este de a permite Comisiei Europene să evalueze compatibilitatea măsurilor propuse cu legislația UE, precum și revizuirea textului de către alte state membre cât acesta este încă în fază de proiect, evitându-se crearea de bariere tehnice pentru comerțul pe piața unică. Guvernul a adoptat legea 5G pe 19 aprilie și tot atunci mari operatori telecom au tras un semnal de alarmă privind unele neclarități din proiect care pot avea consecințe nefaste asupra industriei de telecomunicații. Iar parlamentarii mai au la dispoziție doar câteva zile pentru a propune amendamente la proiectul legii 5G.